Candidatul pentru funcția de premier, Mariana Durleșteanu, este susținută de 54 de deputați. În Parlament a fost constituită o nouă majoritate parlamentară formată din fracțiunea PSRM, Grupul pentru Moldova și 3 deputați neafiliați. Pornind de la principiul potrivit căruia în statele democratice, indiferent de forma de guvernământ, guvernul trebuie să exprime voința majorității politice din Parlament, iar pentru a guverna trebuie să aibă sprijinul acestei majorități parlamentare, considerând prioritară preocuparea noastră față de evoluția situației sociale, economice și politice din țară, în situația prelungirii crizei politice, care afectează grav toți cetățenii Republicii Moldova, luând act de jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova în materia formalizării majorității parlamentare, precum și a procedurilor constituționale de desemnare a candidatului la funcție de prim-ministru, declarăm despre constituirea majorității parlamentare. Grupul parlamentar pentru Moldova anunță că vor susține candidatura Marianei Durleșteanu propusă de PSRM, pe care o consideră capabilă să formeze un cabinet de ministri anticriză. Mariana Durleșteanu este cunoscută ca o profesionistă din domeniul economic-financiar, inclusiv peste hotare. Fiind ministru al finanțelor în perioada crizei financiare globale, a asigurat stabilitate în sistemul financiar al țării, fapt remarcat și în presa internațională de specialitate. Ea are experiență în administrarea atât a structurilor de stat, cât și private. Este omul care, prin capacitățile sale, cunoștințele și profesionalismul său, a obținut succes, se menționează într-un comunicat de presă al Grupului pentru Moldova. Deputații Grupului pentru Moldova amintesc că Mariana Durleșteanu a fost inclusă nu o singură dată în listele ediției românești a revistei Forbes a celor mai bogate femei din România, ceea ce o plasează în afara suspiciunilor de corupție. Potrivit lor, Republica Moldova are nevoie anume de un asemenea manager anticrize pentru funcția de prim-ministru. Mariana Durleșteanu are la dispoziție 15 zile pentru formarea echipei sale și elaborarea programului de guvernare.